Conform legii, toate etichetele de masă sunt emise exclusiv în format electronic, dar similar cu varianta tradițională pe hârtie, acestea au o perioadă de valabilitate. Prin urmare, este esențial ca banii destinați achiziției de produse alimentare să fie cheltuiți în cadrul perioadei de valabilitate pentru a evita pierderile. Atenție români, când expiră de fapt tichetele de masă. Atunci când tichetele de masă expiră, emitentul le retrage automat de pe card, iar posesorul rămâne fără acești bani. Această prevedere este stipulată în legea 165/2018, care specifică că tichetele de masă trebuie emise exclusiv în format electronic. Astfel, pentru a fi valabile, tichetele de masă trebuie să fie înregistrate pe suport electronic conform specificațiilor legale. Cardul sau suportul electronic trebuie să conțină informații esențiale precum numele, adresa eminentului, perioada de valabilitate a tichetului, restricțiile privind achiziționarea de produse alcoolice sau de tutun, precum și numele, prenumele și codul numeric personal al angajatului care beneficiază de tichetul de masă. Este important de reținut că tichetele de masă pot fi utilizate doar în România în limita perioadei de valabilitate și nu ar trebui folosite pentru achiziționarea produselor alcoolice sau a țigărilor. De obicei, aceste tichete de masă sunt valabile în anul calendaristic în care au fost emise, cu excepția celor emise între 1 noiembrie și 31 decembrie, care pot fi utilizate și în anul următor până pe 31 decembrie. De asemenea, este recomandat să fiți atenți la data de expirare înscrisă pe card, care poate fi similară cu cea a unui card bancar obișnuit. În general, către sfârșitul anului, companiile care emit tichete de masă trimit notificări prin e-mail pentru a reaminti utilizatorilor să utilizeze sumele disponibile pe card. Începând cu 1 ianuarie 2025, valoarea nominală a unui tichet de masă a fost stabilită la un plafon maxim de 40 de lei, fiind astfel majorată față de limita anterioară de 35 de lei pe zi. Această modificare va permite și persoanelor cu venituri nete peste 8.000 de lei să beneficieze de tichete de masă. Relatează România TV.ro.